O vizită la magazinul Carmen. A doua zi am fost primul care am propus vreo câteva excursii. Dar am fost refuzat, căci domnișoara Elvira era decisă să facă unele târguieli. Nici nu s-ar crede că un geamantan plin de dimensiunile cunoscute nu ajunge micuței și drăgălașii domnișoare. Și totuși, în fața aceluia, arhiplin cu lucruri de tot felul, domnișoara Elvira se tânguie sincer. Am neapărat nevoie de unele lucruri. Am găsit niște minunății pentru că în fiecare seară ați văzut, în funcție de invitatul pe care îl avem în podcastul Minița de la miezul nopții, pe mesele noastre se găsește câte ceva care să aibă oarecum legătură cu subiectul. De multe ori nu sunt într-o inspirație și mă gândesc, Doamne, dă-mi o idee cam ce aș putea să iau. Poposită în biblioteca mea, mi-am adus aminte pentru un timp că în primăvară am cumpărat niște reviste pe care le-am luat de pe internet ca să le salvez, niște magazine pentru femei. Și mi-am zis, într-un podcast în care am un asemenea invitat, ce altceva ar putea să stea pe masa noastră decât frumusețea unor publicații care să ne amintească despre vremurile în care femeia era pusă la preț, ca și astăzi, când încercăm să o aducem în față, într-un podcast care începe în această clipă și vă propune o întâlnire cu emisiunea. Pe invitatul meu de astăzi l-am cunoscut evident pe internet. De ce evident? Pentru că mulți dintre invitații care vin în această emisiune sunt cumva pescuiți ca niște perle de pe rețelele de comunicare, unde avem posibilitatea să vedem ce face fiecare, cum gândește fiecare. Și pe data de 10 august, ceea ce m-a legat de invitatul din această seară este o postare în care am luat o fotografie pe care el o pusese pe contul său a unui copac din Grecia care arsese. Ne-a emoționat aceeași imagine a formei de rezistență absolută pe care viul o are în fața morții și i-am cerut prietenia lui Alin Gălățescu, iar în această seară a acceptat să vină la mine să intrăm împreună în fâstăcerile mele care uneori, iată, se întâmplă pentru că atunci când vis-a-viul meu este un om cu experiență de presă, mi se poate întâmpla și mie să nu-mi găsesc cuvintele. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Eu mulțumesc de invitație, dar nu departe, nu pari a te apropia de riscul ăsta. Pe lângă faptul că ai făcut și faci asta de mult timp și faci foarte bine, e o formă de deschidere care mie mi s-a părut absolut remarcabilă și care o găsești destul de rar astăzi într-o lume a aparențelor și a formalului. Sinceritatea uneori e riscantă. Știu că fac exercițiul ăsta de vreo 10, 11, 12 ani cu consecvență și nu e uneori foarte ușor. Dar e o întâmplare că ne-am intersectat pe rețelele de socializare, pentru că sunt convins că au fost multe planuri în care ne-am fi putut intersecta înainte, dar iată că, și nu e singura situație pozitivă, iată că aceste rețele chiar sunt de socializare și eu am încercat să-mi creez un gen de limbaj alternativ pe lângă cel profesional propriu-zis. Întotdeauna încerc să găsesc pentru ceilalți, cei care trec prin spațiul meu virtual, cele mai interesante lucruri care pe mine m-au impactat sau care urmează să se construiască în viitor apropiat, care ar putea să intereseze și pe ei. Și în felul ăsta e un univers în care, în fiecare zi, cu consecvență, aproape indiferent de ce se întâmplă,
se construiește ceva. Și asta mie îmi dă o satisfacție care mă ajută să câștig fiecare zi, practic, pentru că întotdeauna, timp de o oră, o oră și jumătate, cu o densitate și cu o deschidere, cei care îmi știu universul o cunosc deja, cu o deschidere foarte largă, vor găsi acolo chiar niște spații hiperpozitive sau de mesaje foarte clar pozitive și care mie îmi construiesc ziua. Și în felul ăsta, practic, fiecare zi este o zi minunată din start, dincolo de frumusețea faptului că fac ceea ce chiar îmi face plăcere și sunt pasionat de el de 28 de ani. Și atunci... Întoarcem clepsidra, în care curge timpul nostru neîndurător de fiecare dată. Și le spun celor care ne privesc așa. Numele lui real, adică numele lui total, este Claudiu Pavelin Gălățescu. Și l-am întrebat înainte de a intra în emisie ce este cu Pavelin și cum vrea să-i se spună, pentru că evident cei care sunt prieteni mai vechi decât sunt eu, care mă întâlnesc pentru prima dată altfel decât în online cu el, îl cunosc drept Alin Gălățescu. Și mi-a spus o poveste frumoasă pe care aș vrea să vă spună și vouă, pentru că după aceea am să zic de ce am ținut neapărat să-l invit, fiindcă din toate cele care îl definesc drept, așa cum s-a definit singur, drept analist de modă, pe mine altceva m-a determinat să-l vreau pe Alin Gălățescu în această seară. De ce Pavelin? De ce Alin? Cine ești? Pentru cei care nu te cunosc. Da, Alin Gălățescu a fost un pariu al mamei mele, care era mai revoluționar așa de felul ei. Rebelă. Rebelă, da. Și care nu prea se supunea regulilor instalate și în familia mea toți bărbații, pe lângă chelie, care o aveau toți, asta n-a reușit săraca să rezolve, toată lumea, primul bărbat avea numele pe Pavel. Și a stat, s-a gândit, ok, cum ies din ecuația asta? Și el a convins pe taică-miu să zic, ok, uite, Pavelin, dăm așa mai, e mai drăguț, probabil când eram mic așa păream și mai drăguț. Păreai mai Pavelin. Mai Pavelin, da. Și a acceptat. Pavel, Pavelin, ok, pare o derogare mică. Ei bine, n-a fost o derogare mică. Din ziua 1 de când am venit de la maternitate, am fost numai Alin Gălățescu. Și așa am fost toată viața. De-aia îmi dau seama când cineva îmi scrie Claudiu, dragă Claudiu, nu știu ce, sau Claudiu, îmi dau clar seama că, ok, n-am avut un contact direct niciodată, pentru că oricine ia o singură dată contact cu mine, înțelege că asta mă definește. Cu toate că, într-adevăr, numele sunt frumoase și problemele apar în momentul în care trebuie să faci o rezervare la avion sau ai chestiuni. Am lucrat foarte mult în diplomație la un moment dat, am avut foarte multe contacte cu comunitatea europeană, pentru că eram vicepreședintele Asociației Jurnaliștilor Europeni, secțiunea română, și atunci am făcut multe drumuri la Bruxelles și tot timpul trebuia să, ok, nu, semnez așa, dar ei erau obișnuiți fiind presă, da, nu era o chestiune. Dar nu e un nickname, nu e un nume de presă, este numele meu asumat plenar. Este pasionat de Grecia, își face multe vacanțe sau, mă rog, multe călătorii, chiar proiecte profesionale acolo, scrie foarte mult și vreau să spun că ceea ce m-a tentat pe mine, dincolo de mirajul modei, în care probabil că oricine s-ar arunca, oricare dintre femei s-ar arunca, vreau să vă spun că invitatul din această seară este un om la care am descoperit două lucruri care m-au fascinat. În primul rând, este genul de persoană care, printre picăturile de suflet pe care le pune în postările lui personale, foarte mare bucurie am avut și surprindere în același timp să citesc, de exemplu, pe 1 noiembrie, un omagiu sau un tribut închinat intrării lui Mihai Viteazu. Alba Iulie. Sau pe 26 octombrie veneam de la emisie și am văzut că Alin Gălățescu publicase despre personalitatea enciclopedică a lui Dimitrie Cantemir. Chestia asta, să poți să faci o mixtură de genul ăsta în care să aduci cultura foarte adevărată printre elementele aparent mondene, care sunt de fapt
o aplecare firească a omului către frumos, indiferent că frumusețea este o frumusețe care se regăsește în natură sau se găsește în frumusețea feminină pe care tu o cunoști, o studiezi, o stimezi, și ăsta este al doilea motiv pentru care ești astăzi aici. Eu, ca femeie, nefiind o feministă, mă simt onorată în condiția mea de femeie în felul în care tu privești femeia. Cu respect, cu dacă vrei, cu pălăria săltată în fața celei care este mama copilului tău, cu bucuria de tată pe care nu o disimulezi, deci o strigi aproape în cuvinte față de fetița ta de 4 ani, cred. De 4 ani, cred. Și eu vreau să te întreb, Alin, pentru că de fapt de asta am vrut să vii aici să mă ajuți. De la o femeie lucrurile astea par subiective. În momentul în care un bărbat privește femeia în acest fel, aproape că femeia se simte obligată să se înalțe la felul ăsta de respect pe care tu l-acorzi. Și vreau să te întreb unde se găsește astăzi respectul femeii într-o lume în care devenim din ce în ce mai mult masculinizate noi femeile, mai bărbate, pentru că viața ne pune să alegem, să luăm decizii și te las să răspunzi. Pare, sunt mai multe planuri aici. Pe de-o parte, într-adevăr, am un respect fantastic pentru femei. Mie mi se pare că sunteți nesfârșit mai interesante, mai complexe, mai dense, mai adjectivările pot continua decât bărbații. Noi avem un rol cumva managerial de echilibrare, poate zonă erotică, dar și acolo nu prea ne facem doar treaba cum trebuie. Și ca atare este un univers în care am șansa, cu care am șansa să interacționez în fiecare zi. Am norocul de a avea în jurul meu 90% femei. Și atunci descoperă în fiecare niște spații fabuloase. Și am învățat să respect tocmai densitatea și dramatismul cu care aceste spații se nasc. Pentru că fiecare femeie are, de aia și e această complexitate, și pe lângă natura genetică, e faptul că e o luptă în fiecare zi cu tot. De la fiziologic, la femei, nu am înțeles una dintre dilemele mele, de ce femeile sunt cele mai amplice dușmanci ale altor femei, mă rog, cu bărbații, cu mediul social, sunt foarte multe. Cu istoria, să nu uităm că a fost o ascensiune foarte dificilă până la zilele noastre. După aceea am văzut ce înseamnă maternitatea. Am avut șansa să observ 9 luni și după aceea niște ani geneza unui copil, și asta mi se pare de separarea fundamentală. Femeile post de viață, noi nu o să putem decât să participăm la asta. Și mi se pare un act năucitor. Nașterea în sine, am avut și șansa de a avea o fetiță. Probabil că cu băieții mă descurcam mai greu. Sigur, ar fi fost copilul meu, deci aș fi găsit o soluție. Dar așa este o încununare a întregului parcurs, să spunem. Mai ales că tot a fost făcut exact când și cum am decis. În sensul că eram la Paris, la Paris Fashion Week, când am spus, ok, poate ar trebui să facem un copil. Și chiar atunci a fost conceput. Iar după aceea, de exemplu, numele care alții iau luni de zile să și-l aleagă, noi l-am ales în 15 secunde, eram pe un drum de țară, undeva cu mașina, și am zis, dar dacă o dăm numele ca a mamei mele, care chema Elida, era o femeie absolut fascinantă, și era așa ca de magazin. O să vorbim de magazin imediat. Și numele mamei tale, care era Elena, și care avea în felul ăsta și un sfânt, și a fost gata. În câteva secunde a fost totul perfect. După aceea studiez foarte mult tinerii. Asta e și șansa mea, a doua șansa mea, și a treia șansa a fi pe faptul că fac 24 de ore ceea ce îmi place. Deci nu prea există oboseală, dar studiez foarte mult tineri pentru că am foarte multe generații. Am și, mă rog, am fost invitat ca visiting teacher la
la Academia de Artă din Cluj, 2 ani jumate și am predat, am ținut niște seminarii hiperdense, 1 an și jumătate la Academia de Artă din București și am făcut poate cel mai interesant program de învățământ pe zona de fashion împreună cu doamna profesoară Ioana Avram, o prietenă fascinantă. Și lucrez cu tinerii, susțin foarte mult tineri designeri. După aceea lucrez cu modele, care majoritatea sunt foarte tinere și deja au acum copii, au de 30 și de ani. Și atunci am șansa de a încerca să înțeleg tot timpul în diferite etape de dezvoltare personalitățile feminine, evoluția lor, dilemele lor. Am avut multe întâlniri cu femei din Republica Moldova, de exemplu, care sunt absolut fascinante, sunt alt tip de personaj feminin. Sunt așa ca într-o fotografie în care mărești contrastul. Sunt foarte feminine, foarte tough, pe dedesubt, puternice, dar în același timp foarte atente, sunt foarte atente la cum arată, cum se aranjează, foarte, foarte interesate de zona frumosului. Artiste prin structură, de la filiera rusă, până la zona de balet, pictură, chestiuni pe care ei le fac uzual și așa mai departe. Am ținut întâlniri, am avut întâlniri cu elevii în diferite orașe ale țării, cu studenți, îmi place foarte mult interacția asta. Și întotdeauna toată lumea se aștepta să discutăm strict despre modă și exact ca și astăzi lucrurile le duceam firesc într-o zonă de ok, ce am înțeles eu din existență până acum și poate le-ar putea fi și lor util. Și atunci încercam să le explic că moda, de fapt, nu are nimic monden în structura ei, ci este pur și simplu un limbaj. E o modalitate în care să le transmiți celorlalți cine ești sau cine vrei să fii. Și cei care spun că nu interesează să încerce să-și scoată vocalele din limbă sau consoanele sau și vor vedea că ceilalți nu prea înțeleg în esența lor. În timp ce e o formă în care chiar ai șansa să transmiți celorlalți ceva. Și ușor. Și obligatoriu. Spune-te, rog, cum ai ajuns să faci asta? Adică ce studii face un om ca să ajungă un fin observator al acestui fenomen? Pentru că dincolo de ziaristica pe care ai mărturisit-o și o să ne întoarcem imediat la revistele astea care sunt o întâmplare în povestea noastră, dar au venit foarte bine. Bun. Deci ai fost copilul mamei tale care te-a alintat din prima secundă, Alin? Ai crescut într-un loc în... Din fericire, am avut o relație foarte frumoasă. Pe ai crescut sub dragostea ei, deci da, da. Impresia mamei este puternică și probabil că puternic. Respectul pentru femeie se trage și de la ea. Și de la bunica care a avut grijă de mine când eram mic și era iarăși un personaj exact tipic epocii respective, dar fin. Și simplu cumva am început pe zona de arhitectură. Am făcut liceu de arhitectură, sora mea fiind arhitect. Și atunci acolo am învățat rigoarea, am învățat geometria descriptivă, care e fundamentală când vorbim despre tipare, despre zona de construcție a ceva, a orice, elemente de decorațiuni interioare, elemente de cromatică, multe. Deci frumosul în felul a fost o întâmplare. O chestiune foarte simplă, cumva. Am terminat liceul de arhitectură, după aceea m-a interesat diplomația. În anii 90 am făcut Institutul de Studii Diplomatice, specializarea pe drept comercial comparat, care e o chestiune foarte complicată. Mă rog, cea mai complicată în drept internațional. Și era zona care de-aia m-a și atras. Dar nici asta n-am făcut. Ca și arhitectura, am descoperit presa. La un moment dat, întâmplător, am fondat Radio Tinerama. Radio Tinerama care... M-am întâlnit cu Cornel Ciomâză, care era directorul radioului, care am format și Asociația de Jurnaliști Europeni. Dânsul era președintele, eram vicepreședintele asociației și mi-a zis, ok, fă-și o grilă de programe până sâmbătă. Eram undeva al marți. M-am apucat în demența mea să fac o grilă de programe care durează uneori 6 luni, un colectiv de oameni. 20 și ceva de ani, da? Aveam 24. Mm-hmm. Și am făcut-o. Și a rămas cea mai complexă ghilă de programe din istoria radiourilor independente de la noi. Și nici nu o să mai fie alta mai complexă decât ea, pentru că acum radiourile se duc în cu tot o altă direcție, deci stau liniștit. Și acolo făceam foarte mult. Zona de mod a venit mai târziu. Deci a început în iulie, undeva la sfârșitul lui 94. Făceam istoria religiilor,
o emisiune istoria religiilor cu soția lui Cristian Dor Popescu. Aveam o emisiune de teatru și eram în primii 10 critici de teatru din momentul ăla. Aveam o emisiune de carte. Aveam o emisiune de science fiction, pentru că scriam science fiction și eram mare iubitor al genului, dar și scriam la momentul respectiv. Și mi-am imaginat să fac ceva. Făceam talk show-urile de noapte de multe ori, strategia de... Eram secretar general de redacție al radioului. Mă rog, trăiam cumva în radio ăla de la 10 dimineața la 4 dimineața. Dar a fost frumos. Și la un moment dat am să fac ceva ce nu s-a mai făcut niciodată. Și anume o emisiune de modă pe radio. Eu n-am avut nicio treabă cu moda în momentul ăla. Și zic, ok, cum să fac chestia asta? Și m-am dus la cel mai bun critic de modă de la noi la momentul respectiv, Cristian Grisbășan, care acum e un fotograf extraordinar. Și am zis, uite, tu vii cu textele de specialitate și eu îți fac tot ce ține de radio. Citim jumate de texte, tu jumate, eu îi fac jingle-urile, promo-uri. Și așa s-a întâmplat timp de 6 luni. După aceea s-a născut Canal 31, care după aceea s-a transformat într-un alt post. Și el a zis, eu vreau să intru pe televiziune și nu o să mai pot să mai vin la radio. Și atunci aveam două variante. Ori închideam emisiunea, ori mă apucam să studiez. Și ca atare, tranzitul ăsta de o lună, cred, până a intrat el pe televiziune, am studiat tot ce ține de designer, de trenduri, de cromatică, de evoluția în istoria modei. Mă rog, m-am dopat puternic. Adică ai simțit și o atracție pentru povestea asta, nu era numai un lucru. În momentul în care am intrat, sigur că da, m-a fascinat. A devenit o fascinație. Da. Și el avea o pagină foarte frumoasă din Cotidianul. Cotidianul, după părerea mea, a fost cel mai frumos ziar de la noi. Avea un tip de tipar atipic, foarte, mă rog, structurat altfel, un pic sepia, un pic... Și el avea pagina de stil. Ulterior, am preluat pagina de stil, el o oprise de vreo 2 ani, am preluat-o și am făcut-o un spread. Avea două pagini de ziar în Cotidianul, care mie, mă rog, că le-am făcut eu, dar accidental, grafic, arată cel mai frumoase pagini de fashion care au apărut vreodată. Asta n-am zis-o eu, au zis-o mulți, eu între alții. Și în felul ăsta, da, o să continui și ne întoarcem la revistă, știu cât de greu se făcea presa în momentul ăla. Adică o făceam exact, nu existau calculatoare, se făcea totul pe machetă și îți făceai tu paginile, rapoartele între coloane, fotografia, cât ocupă fotografia, îți făceai schema grafică. Deci totul se făcea cu creionul și cu pixul. Un astfel de om care a studiat machetare și a făcut presă a fost evident fascinat de îndată când am apărut cu aceste minunății pe care n-am știut că le voi... cu care n-am știut că voi trezi un asemenea sentiment, pentru că invitatul meu de astăzi a rămas fascinat de ce reviste se făceau în 1938. Și trebuie să le spunem telespectatorilor tot deceniu văd că am sunt avut, de la 31 la 39. Astea sunt niște bucăți de cultură generală, sunt niște ferestre, niște radiografii ale societății românești în acea perioadă. Nu societății umane. Pentru că aici se discută despre Europa la cel mai înalt nivel, despre trendul la cel mai înalt nivel, despre America. Cu distanță, fotografiile sunt fotografii hollywoodiene, sunt uneori fotografii nud, care nudurile în anii 30 erau aproape interzise. Deci ei au paginate fabulos, sunt decupate, sunt tot într-un control sepia, sepia verde, sepia mov, sepia galbenă. Este năucitor ce e acolo. Cele mai informații, elemente de senzualitate, news-uri, povești din țară, povești din cele mai profunde istorii hollywoodiene. Este năucitor. Ne mai vorbim că multe dintre coperți sunt colorate artificial. Pentru că în momentul ăla nu exista o fotografie color. Toate astea sunt colorate artificial. Avem un telefon. Bună dimineața. Sunteți în direct. Bine ați venit. Alo. Bună dimineața. Vă rog. Vreau să pun o întrebare domnului. Deci, vă rog. Invitat. Și după aia să continuăm. Cum de n-ați mai... Mă auziți? Da, din Timișoara. Cum de n-ați mai colaborat cu cei de la Antena 2? N-ați avut o emisiune cu modă.
Nu, 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 eu am fost doar invitat. Eu m-am ferit de proiectele de televiziune pentru că mi se par foarte cronofage, adică te prind și rămâi doar acolo. În timp ce eu am tot timpul 3-4 planuri de lucru și deci ar fi fost imposibil să pariez pe o singură, pe o singură zonă și de aceea am invitat. Sunt invitat la mai multe televiziuni, dar strict pe subiecte calde sau pe elemente de principiu sau pe elemente complexe de tipul ăsta. Mulțumim, deci, mulțumim pentru întrebare. Rămăsesem la cele 5 emisiuni și după aceea m-am gândit că nu poți să faci 5 lucruri bine long term. Și am rămas pe Fashion, care era la început de drum, era virgin, era doar Cătălin Botezato și școala Sina Dumitrescu. Și teatru. Era tentant, dar teatru erau, sunt niște moști sacri în teatru care nu puteai niciodată să accesi pe locul 1. Erai 3-4 dacă erai în mare formă. Și atunci am zis, ok, aici nu știu unde mă duce, hai să testez. Și atunci s-a format un al doilea, s-a desprins un al doilea grup, care eram eu, Cristian Crisbășan, Adrian Oianu la momentul respectiv, înainte a pleca el în Statele Unite. Și așa s-a născut o repolarizare a zonei de fashion de la noi. Și de acolo, tot restul evenimentelor, toate... De acolo, din acel nucleu pe care l-ați creat voi la acel moment de început, lucrurile s-au dus în direcții foarte diferite și aș vrea să fac un arc de timp și să întreb într-un moment extrem de derutant ca cel pe care îl trăim acum și nu îl trăim numai pentru că a fost pandemia care mai continuă și va mai continua, ci pur și simplu pentru că suntem într-o ființă omenească, este într-o permanentă căutare. Și este într-o tendință firească de întoarcere în timp către redescoperim. Practic, este ceva nou în modă? Este ceva foarte ce nu s-a spus în modă? Foarte mulți pleacă de la această idee că totul a fost inventat. Din punctul meu de vedere, este o idee castratorie, așa, în sensul că e ca și cum ai spune, totul a fost scris. Sau cele mai mari cărți sunt scrise din cărți. Sunt niște accepțiuni cumva cuprinzătoare, dar aparent cuprinzătoare. În sensul că, asta o spun și cei care nu vor să înțeleagă subtilitățile modei. De-aia, eu, de exemplu, când m-am dus, am fost 20 de ani, timp de, în fiecare martie și în fiecare octombrie, la Paris, la Paris Fashion Week. 3 ani am fost și la London Fashion Week cu Paris Fashion Week și 3 ani la Milano Fashion Week cu Paris Fashion Week. Și mă duceam acolo tabula rasa, deci nu știam nimic, nu mai știam, goleam tot ce știu despre modă, astfel încât în momentul în care intram în contact cu noile direcții, să rămână elementele subtile, elementele de diferență specifică, de că despre asta vorbim. Deci, căutările specifice unui moment. Ceea ce nu înseamnă că e același lucru. Și acum a fost și un salt foarte mare odată cu zona de internet, cu influencerii, street style, conglomeratele muzicale. Adică e o invazie care, pe de-o parte, a făcut rău, că sunt elemente semivalorice. Deci derutează. Pe de altă parte, a obligat inclusiv restul să se reinventeze. Dar m-ați întrebat mai devreme despre evoluția. Mie mi se pare că lucrurile sunt mai grave de atât. În momentul ăsta avem... La un moment dat am făcut... Eram vicepreședintele Centrului pentru Studii Complexe. E un centru de știință aplicată, prin care nașul meu de nuntă, care era Florin Munteanu, un profesor universitar, academician, un tip absolut genial pe teoriile de avangardă, tip fabulos. Și acolo am ținut un anumit de prelegeri care se chema exact Crizele Momentului. Și identificasem 128 de crize simultane, asta acum 7 ani. O secundă, să ne oprim, pentru că avem un telefon. Bună dimineața! Bună dimineața, stimată doamnă. Sunt Mircea din Petila. V-am fericit așa acum o săptămână și spuneam atunci că mi-aș dori să cultivați modele și pare că am avut și o mână bună și noroc.
chiar cultivați modele, avem nevoie de așa ceva, inclusiv domnul din seara aceasta. Țineți-o tot așa. Felicitări încă o dată. În privința domnului, n-am prins emisiunea de la început, cu rușine vă spun, n-am reținut cum se numește, dar am prins câteva din ideile dumnealui și mi se învârte așa în minte o întrebare care încerc să o încheg cumva. Dumnealui, prin fashion, mod, raportându-se și la trecut, înțelege mai bine inclusiv etapele evoluției umane legate de istorie, societate, trenduri și așa mai departe. Poate face comparație și între nivelurile atinse de societăți la un anumit moment. Ante război, după război, acum, epoca manelistă, cochelari de net, etc., etc. L-aș ruga pe domnul dacă mi-a putea să spune mie și dacă a putea explica în emisiune că se perește tot de chestia asta, să o spună. Nu îi se pare că nu se recunosc ceea ce chiar există, clasele sociale? Tot ce spune domnul sună bine pentru educația și nivelul meu de inteligență, dar să mă ierte Dumnezeu, pentru mulți sună ceva poate trei, poate aiurea. Eu înțeleg personal ce spune domnul, dar ca public țintă, nu cumva e de nișă ce face domnul. Nu că n-aș avea toată aprecierea pentru ceea ce face. Dar cum vezi, domnul, situația, evoluția, în ce etapă a istoriei și evoluției societății ne aflăm? Că dumnealui are simțul acesta, percepeți la sensul timp, mișcările astea. Sunt mai multe întrebări. Sunt mai multe întrebări în intervenția dumneavoastră. Sigur că da. Moda întotdeauna a avut pe lângă niște parametri de reflectare personală. A fost o perfectă, a fost un perfect sincronism cu evoluția socială. Ne mai vorbim de momentele grave de genul cele două războaie mondiale, chiar și criza din 2008, sau diferite molime chiar. Crahul bursei de New York și așa mai departe. Deci a fost de-a lungul timpului, vorbim numai secolul 20 și 21, dacă ne ducem mai în spate, dependența era și mai mare și mai evident apropo de clasele sociale. Pentru că moda cumva a plecat ca și determinant, în primul și în primul rând, ca un semnificant al unor clase sociale. Din zona, pe de-o parte zona religiosului și pe de altă parte zona aristocrației, care încercau să se dizloce dintr-o masă mare de populație. Asta nu înseamnă că e de nișă. Pentru că, spuneam mai devreme, niciunul dintre noi, în nicio zi, nu ignoră chestiunea asta. Că o facem mai bine sau mai rău, că într-adevăr ne reușim să ne reflectăm pe noi sau nu, dar transmitem către ceilalți un mesaj prin ceea ce optăm să punem pe noi în ziua respectivă. Există și exagerări în chestiunea asta. O femeie care deschide dulapul și optează pentru o fustă și o bluză, automat se simte stilist, ceea ce nu are nicio legătură, dar fiecare femeie în fel, undeva în interior are instinctul că e un stilist pentru că a făcut o alegere și confundă stilismul, care înseamnă și o cultură estetică extraordinară, o cultură vizuală, un set de valori puse împreună cu o alegere. Alegerea poate să o facă oricine. O alegere bună poate să o facă foarte puțină lume. Asta se reflectă și în politic și în social. Deci nu e de nișă. Da, reflectă o structură socială, da, suntem într-o criză, da, există clase sociale, chiar au fost demonstrate științific imposibilitatea ideii de egalitarism, pentru că în secunda în care ne naștem avem un raport genetic, facem parte dintr-o anumită familie, într-o anumită societate, într-o anumită țară, într-un anumit moment, automat așa sunt determinanți și care fac din noi o unicitate. Nu putem vorbi de un egalitarism. Există o versiune foarte clară de egalitarism de șanse. Mie mi se pare că aici, de aici încolo putem să vorbim de egalitarism. Un egalitarism firesc de șanse automat se răsfrânge asupra egalitarismului bărbați-femei, oameni cu dezabilități, oameni fără dezabilități și așa mai departe. Oameni cu posibilități, oameni fără posibilități. Dar o criză există și cred că cea mai mare criză în momentul ăsta și are... internetul aici are o funcție foarte, foarte mare.
negativă, din nefericire. Are o funcție informațională și poți ajunge în miezul unor evenimente pe care în mod normal nu aveai nicio șansă să o faci. Eu, de exemplu, am zis 20 de ani la Paris pentru că nu ajungea nicio informație încoace. Deci a fost un vestit scandal acum 5 sau 7 ani în care Susie Menkels, un mare personaj, o mare jurnalistă de fashion, a făcut scandal că o fotografie a ajuns în 52 de minute în paginile New York Times. Și era un scandal. Acum tot se face live. Eu, toate evenimentele mele sunt format live streaming. Toate sunt transmise pe site-uri de influente. Adică ajungerea instantanee către public a devenit un element fundamental. Și atunci, de 3 ani de când s-a născut, de 4 ani în ultima perioadă, cea mică a avut șansa să meargă de 2 ori la 8 luni și la 1 an și 3 luni la Paris Fashion Week. Am luat-o când aveam cu cine să o lăsăm. Noi am stat cu ea non-stop. N-am avut la un respectiv bone sau alte chestii. Și deci a participat la două Paris Fashion Week-uri, dar după aceea informația a devenit foarte la îndemâna tuturor. Este foarte derutant când nu știi să jonglezi cu informația asta. Asta e marele truc. Pentru că toată lumea are senzația, inclusiv în educație, inclusiv în pregătirea majorității. Nu înțeleg că au senzația că informație e peste tot în jur. Și deci dacă am nevoie de un răspuns, accesez răspunsul și îl aflu. Doar că nimeni nu înțelege că informația respectivă, dacă nu e grefată pe un sistem de analiză, pe un sistem, pe o bază culturală, pe o bază de raport corect cu elementele la care se referă, ea valorează foarte puțin. Și mai avem un telefon, să te oprești un pic. Bună dimineața, scuze că v-am ținut în telefon, dar mi-e greu să-i pun, să-l întrerup pe invitat. Bună dimineața! Nu e nicio problemă, doamna ministru Verciu. Vă salut cu onor. Sunt Laurian Sănchescu, scriitor și jurnalist. Vreau să vă spun că ceea ce faceți dumneavoastră este un mecenat spiritual. Iar ceea ce faceți dumneavoastră devine ladă de zestre a spiritualității românești de mâine. Vă urmăresc de foarte mult timp și acum am avut, cum să spun, timp ca să intru cu dumneavoastră în dialog. Să știți că Patrioții Români nu au murit. Am reușit să trecem prin Parlamentul României 6 proiecte culturale naționale. Avram Iancu, Horia Toșca și Crișan Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu, Ecaterina Teodoroi Marție și Eroi Națiunii Române. Am reușit să trec prin Parlamentul României Ziua Națională Brâncuș. Și asta vreau să vă spun. Ce faceți dumneavoastră este un mecenat spiritual. Și aș vrea să vă doresc cartea mea despre asasinarea lui Eminescu, numai cu documente scrise, mi le-a dat nepotului Mihai Eminescu, și o carte despre legile Belagire, acelea vechi de 210.000 de ani. Este o Biblie culturală a lumii, dar cu descendență românească, în care toți istoricii din antichitate și savanții de astăzi vorbesc despre întâia cultură a lumii care pleacă din Carpații noștri. Acesta e adevărul despre noi, despre spiritualitatea noastră. Am fost și invitat în Parlamentul României, în Parlamentul European, să prezentăm această carte. Deci noi românii trebuie să fim mândri. Iar ceea ce faceți dumneavoastră este o emblemă și vă spun, un mecenat spiritual ce faceți. Vă mulțumesc foarte mult. Mi se pare foarte mult ce spuneți. Mulțumesc. Nu. Nichita Stănescu, doamna academician Busulenga, m-a învățat așa, Laurian dragă, dacă trebuie să spui adevărul, spune până la capăt. Adevărul trebuie spus până la capăt, fără trufie. Și doar cu bucurie, doamna Luminița Vălciu. Mulțumesc, mă simt stânjenită. Vă rog să înțelegeți că mă simt stânjenită, pentru că nu cred că e atât de mult din ceea ce fac. Doamna Luminița Vălciu, mulțumesc. Nichita Stănescu mi-a dat lecția de modestie. Când trebuie să spui ceva, trebuie să spui adevărul. Eu vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc. Mulțumesc, lăsați un număr de telefon, vă rog, în regie. Mulțumesc foarte mult, dar cu adevărat mă simt stânjenită. Nu fac decât fac jurnalism. Alin, salvează-mă, te rog. Asta este o formă, fiecare face o formă de ziarist, de ziaristică, așa cum o simte el. Nu, e cumva un răspuns corect și foarte frumos la ce se întâmplă și mai înainte crizele fundamentale, la care nu ajunsesem, și anume criza reperelor. Vorbeam de internet. Internetul a democratizat în sensul cel mai toxic vocile. Și atunci s-au creat atoluri. Atolurile l-a democratizat sau l-a nivelat? L-a democratizat în sensul că fiecare a putut să-și pună fraza lui și să-și găsească adepții lui, astfel că s-au creat aceste atoluri, nici măcar nu sunt insule. Sunt niște grupări stâncoase în care fiecare a emis câte ceva, dar
Așa, asta s-a creat o dispersie a informației și a și automat a valorii, a găsirii elementelor cu adevărat autentice. Și în momentul ăsta nu avem niște repere. Adică fiecare poate să spună în limba lui ceva și niște adepți ai lui pot să creadă, sau cei care cred în el pot să zică da, 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 e foarte interesant. Pentru că asta vine și pe o lipsă a educației, care automat educația te ducea la noțiunea de reper, noțiunea de, vorbea de mecenat, noțiunea de mentori. Eu am avut șansa de a avea de-a lungul vieții niște întâlniri cu niște oameni extraordinari și care i-am avut ca mentori. A fost, nu știu, unchiul meu, care era un tip extrem de elegant, îmbrăcat tot timpul monocrom, care m-a învățat să ascult, m-a învățat să stau vertical, să fiu sincer și să am tot timpul o relație onestă cu lume. Ceea ce e foarte mult. Bine, și se pare că, recunosc de-abia mai târziu, elemente de vestimentație, în sensul că era extrem de elegant, mai ales în vremea lui Ceaușescu. Avea întotdeauna pantoful potrivit, sau cămașa potrivită, cravata potrivit. Dar asta mult mai târziu, când m-am ocupat de fashion, mă rog, eram atât. Aș vrea să glisăm foarte, foarte direct către ceea ce probabil oamenii așteaptă să audă de la un analist de modă. Eu sunt derutată, eu mărturisesc că sunt derutată, eu nu știu dacă am un stil al meu, deci hai să mă iau pe mine ca element de studiu. Sunt zile în care vreau să-mi pun jeans, pentru că simt că asta mă... În acea haină simt că mă îmbrac în regulă pentru ceea ce am de făcut. Și sunt zile în care mi-aș dori foarte mult să-mi dau drumul la imaginație și să fac fantezie din alăturări de elemente din garderoba mea. Întotdeauna, sau aproape niciodată, femeile nu au cu ce să se îmbrace. Te rog să-mi spui, ca bărbat care respecti femeia, am creat din capul locului această ipoteză de lucru, cum vezi tu această nehotărâre a femeilor de a-și găsi un stil? Nu cred că e o nehotărâre în a-și găsi un stil, cât... Femeile au câteva probleme și eu, de exemplu, una dintre puține dileme a fost, le-am întrebat foarte multe, de ce vă cumpărați atât de mulți pantofi? Și n-am încă un răspuns decât că îmi place, că am un răspuns care nu m-au satisfăcut. Ca să vezi ce se leagă, pentru că n-am stabilit nimica, știi? În fiecare după masă, pe după masă spre seară, pun un preambul la emisiune. Telespectatorii care sunt și cititorii mei de pe Facebook, imediat s-au gândit că invitatul din această seară, cu siguranță, este un creator de pantofi. Și am zis nu, și iarăși nu, și not at all, și am pus în toate felurile. Dar uite de ce, vezi, trebuia să aduci discuția asta, fiindcă eu, de fapt, am pus pantofi, scuze, trebuie să explic, pentru că am simțit că invitatul din această seară poate să calce în picioare fel de fel de neputințe ale noastre din a ne orienta în găsirea propriei căi de a ne exprima vestimentar. Asta am vrut să exprim eu acolo. Moda în momentul ăsta este foarte liberă. Foarte liberă, de fapt, în aproape tot liberă sau libertină? Liberă. Libertin are o doză de negativ. Păi de asta am și întrebat. Nu, liberă. În sensul că oferă posibilitatea ca fiecare să-și asume propriul stil cu o singură cerință. Și anume, în momentul în care te-ai stabilizat pe un anumit stil, să-l studiezi doar pe ăla. Adică să nu treci astăzi, ești romantic, mâine ești rock, poi mine ești masculin, răs pe mine. În momentul în care ai optat sau ai simțit tu că în zona ta de referință e, nu știu, office, dacă vrei, dar office în momentul ăsta e destul de ciudat cu pandemia, în momentul în care ești boho sau ești romantic sau nu știu ce, studiază și rafinează-ți acel stil al tău. Adică mergi pe calea aia. Mergi pe calea, adică pe care vrei tu. Să nu derutezi. Care vrei tu, da, doar nu... aia. Pentru că în felul ăsta o să-ți creezi vocea pe care moda nu face decât să o amplifice. Asta e sensul actual al modei. Moda este în ajutorul nostru, este în slujba noastră. E un mare ajutor, sigur că, dar noi sunt fără limite în momentul ăsta. Sau noi suntem subjugați modei? Nu suntem subjugați. E un limbaj la îndemâna noastră. Putem să-l folosim sau putem să nu folosim. Ca și cum, nu știu, aș ignora engleza, dar mă voi lovi de ea pe online, mă voi lovi de ea pe... tehnic, pe computer, mă voi lovi pe aia, pe expresii. Pot să o ignor dacă vreau, nu știu, dacă sunt iubitor de franceză. Eu, accidental,
iubesc și franceza și engleza în același, în aceeași nivel. Dar și vreau să fiu numai pe franceză. Se ciocnesc de chestia asta. Asta văd la italieni, asta văd la spanioli, asta văd la francezi, care sunt foarte habotnici pe limba lor, dar în același timp se ciocnesc de acest parametru și atunci este inutil. De ce să ne ciocnim de el când putem să-l asimilăm? Ce ai spus tu cu nu am... Astăzi simt nevoia de blugi, mâine simt nevoia de inventivitate. Moda, unul dintre elemente fundamentale e raportul la activitățile pe care le ai. Sunt niște axe pe care, ok, unele activități au niște parametri bine definiți, de exemplu, medicii. Medicii, mai ales acum, au combinezonul ăla, au halatul măcar, sau au papucea alb din piele, care plimbă toți doctorii până mă rog, ei au uniformă care îi salvează. Asta înseamnă și armata, și pompieri, și așa mai departe. Da. Există asta. După există sportivii, care la rândul lor au un anumit echipament sportiv. Există office-ul, cum era înainte, la office. Mi se spune din regie că mai avem un minut și jumătate. Da, da, așa okay. Se întâmplă. Deci este, eu am impresia că prima ora zilei are un beteșug. E prea scurtă. Da, deci cred că începe cu mai puține minute. Aș vrea să spun ceva definitoriu. Ce e dramatic e că oamenii nu mai comunică deloc. Devenim niște insule în care am încetat să comunicăm energetic. Am fost la multe evenimente cu oameni dragi în care nu simțeam că intrăm în interacție energetică deloc. Interacție energetică e unde fiind, nu o metafizică, nu? Pur și simplu, ai o chimie cu celălalt, ai o ceva care nu o simți, dar e acolo. Nu mai e acolo. Partea cea mai dramatică a acestei pandemii, pe lângă moarte și frică, este izolare. Se mai poate închiderea oare energiei. Reveni după povestea asta, crezi? Nu. Ce va fi cu noi după asta, ca să putem să sfârșim într-un mod realist, nu neapărat optimist? Va trebui să reinventăm un alt limbaj de comunicare, dar cred că vom continua să ne depărtăm ca doi oameni care la început au fost împreună și după aia au depistat că sunt niște linii paralele, ca multe dintre cupluri. Cu speranța că vom găsi totuși în drumurile noastre alte ființe pe care să putem să le atragem și cu care să putem să facem perechi de comunicare. Nu mai atragem, nu mai emităm, nu mai vom comunica cu bacul de la o insulă la alta. Și bacul e o chestie primitivă, lentă. Nu știu, mie mi se pare că suntem într-un regres, dar treaba mea e să găsesc elementele de pozitivitate. Să știi că din regie mi s-a spus pa, iar eu vreau să spun la revedere și mi-aș dori și altă dată, pentru că foarte multe lucruri sunt de vorbit. Mulțumesc foarte mult pentru felul în care privești femeia, viața și chiar și perspectivele astea deloc optimiste. Noi ne vedem luni. Luni ne vedem cu o doamnă care vine pentru voi, tocmai de la Sfântul Gheorghe. Weekend plăcut!